În doar câteva clipe detonăm bomba momentului, domnilor și domnilor. Unde sunt acum firești? Unde le veți afla în exclusivitate în această emisiune. Până atunci, date spectaculoase despre ședința lui Pandele cu locotenenții săi pe malul mării în Grecia, cum au stat la taină, la litoralul pentru toți, litoralul grecesc pentru toți și au pus la cale ștergerea urmelor. Noi imagini cu distracția trupelor lui Pandele în Grecia, domnilor și domnilor. DNA le-a stricat însă astăzi veselia pentru că omul lor a fost pus sub acuzare. Godei a fost dus în cătușe la DNA și, după acuzațiile de tortură, acum e acuzat și de infracțiuni de corupție. Ce așteaptă pe firea și Pandele la întoarcerea în țară, vom afla în doar câteva clipe, iar martora torturii până la moarte va fi în direct la România TV. Sunt mărturile care vor cutremura din nou o țară întreagă. Și vă prezentăm documente uluitoare, domnilor și domnilor. Prefecta Ilfovului, avocata oficială a cuplului Firea Pandele, doamna în continuare în funcție, ce au pus-o pe doamna prefect să le facă jurnaliștilor, aflați în doar câteva clipe. Breaking News. Ștefan Godei, omul bun la toate din anturajul cuplului Firea Pandele, a fost pus sub urmărire penală de DNA. Ce posibile infracțiuni au reținut procurorul anticorupție în sarcina sa, ne spune colega mea Raluca Corteanu. Să rămână, Raluca, te ascult. Bun găsit tuturor! Bună seara, Victor! Într-adevăr, Ștefan Godei a fost astăzi scos din arest și dus la DNA. Acolo a fost anunțat că a fost pus sub acuzare pentru complicitate la abuz în serviciu, într-un dosar în care sunt cercetați doi funcționari. Concret, Godei a fost ajutat de funcționarii AJP Silfov să iasă bine la controlele făcute de către aceștia în căminele groaze și când spun că se iasă bine, Victor, mă refer că ieșea cu notă maximă de la aceste controle. Pur și simplu funcționarii închideau ochii la tot ce vedeau acolo. Mai mult de atât, în luna mai, Godei a făcut mai multe demersuri pentru a obține prelungirea licenței de funcționare a celor două centre ale groazei ale sale. El a convins practic pe inspectorii de la JP Silfov, care au efectuat vizita de evaluare, să modifice documentele în favoarea lui ca să obțină licența. Sursele noastre spun că în fața anchetatorilor Godei s-a abținut să dea vreo declarație și a rezervat dreptul la tăcere, așadar DNA-ul va mai chema încă o dată ca să-l audieze. Pentru Godei este al doilea dosar penal în care este cercetat, primul este cel al Vicotului, iar acum este acesta al DNA-ului pentru fapte de corupție. Și acum bomba serii, domnilor și domnilor, Gabriela Firea și Florin Pandele s-au întors în această seară în țară la ora 17 prin intermediul porții de intrare a aeroportului Otopeni. Mesajul pe care îl citiți, domnilor și domnilor, și eu mă bucur că ne regăsim pe Florine, este de la domnul Pandele, care, om serios, când au plecat în seara respectivă și a negat că avea vreo intenție să părăsească definitiv teritoriul României, mi-a promis că mă va anunța când se vor întoarce în țară. După cum vedeți, domnul și domnul, domnul Pandele s-a ținut de cuvânt, acum nu vreți să vă dau și numărul de telefon al lui Pandele. Una peste alta, Răzvan, să face lumină? Eu zic să-l mai invit o dată aici în studio, chiar, da. Cum ai făcut emisiunea înregistrată de colega ta, cheamă-l să-ți explice tot ce s-a întâmplat acolo, pe Florin din Pandele. Cred că ai cea mai bună... Bine? Crezi că își face bine dacă mai vorbește odată? Sigur tu vei face un rating extraordinar. Bun, lasă ce fac eu, că mă rog, cu asta mă ocup, din asta trăiesc, mă descurc. Păi mai nu știu ce va spune, păi cum vor evolua închetele. Nu știu, există riscul ca în urma audierilor repetate ale domnului Godei pe la diverse pachete, în urma plângerii depuse de domnul Savu, în urma, nu știu, cumulului de dezvăluiri, să fie chemat și ei la DNA, la DICOT, la parchetul Buftea. La... Dacă Godei tace, așa, nu se deschide nicio pistă. Nu? Dacă dosarul Savu a fost aruncat la parchet, da, pic, de, dacă Godei, dacă Godei de parchet de judecătorie, presupune că, ce știu. Stai pic, presupune că Godei știe lucruri compromisătoare despre Firea și Pandele, da, care a făcut lucruri pentru ei. Tu crezi că ăsta este, nu știu, vreun martir să stea la ocnă în timp ce ăștia sunt liberi? Și să plătească doar el pentru tot, te întreb. Nu știu, adică vorba domnului CTP, da, pe vremuri, când s-a adresat domnului Petre Roman. Ce pentru ce sau pentru cât? În istoria justiției s-au văzut, de exemplu, în Statele Unite, mulți luau asupra lor crime abominabile. Și numai când îi ducea la, la scaunul electric... Godei nu vrea să ia nimic, că nu drumul dă ăla, pe drumul ăla de la celulă la scaunul electric începeau să țipe că-s nevinovat și că alții au făcut ce au făcut. Deci orice este posibil, dar trebuie deschis o pistă.
Dacă nimeni nu va vorbi, nu se va ajunge nicăieri mai departe. Asta... Păi, în perioada asta s-a cam tot vorbit, înțelegi așa, mai pe ocolite, mai pe... Dacă se va vorbi, se va deschide o pistă, e posibil să-i vedem chemați să dea explicații, da. Dacă strictul... vreau vreun procuror să-i cheme ca martor deocamdată, deocamdată nu știu, da, din spațiu public. Din Onești, da, e mai hotărât. Politic, domnule Ionaș, să va vrea sau nu să va vrea să-i defileze pe în fața DNA-ului pe Gabriela Firea și Florin Pandele? Că știm la ce instituții ale statului român ne referim, știm cum funcționează și refuzăm, sper amândoi să credem că de ieri până astăzi s-a reformat sistemul ansamblului. Dacă plecăm de la premisa că prin acest dosar s-a dorit scoaterea doamnei Firea din cursa pentru primăria Capitalei, atunci, dacă sondajele vor arăta în continuare că doamna Firea are o șansă, e posibil să vedem mai mult de atât. Dacă, repet, acesta este obiectivul. Sau dacă doamna Firea nu pricepe de vorbă bună, că nu mai e tura. Evident, da. Mie nu mi se pare că doamna Firea ar vrea să facă un pas în spate sau lateral. Mi se pare că e o persoană care își dorește să candideze. Apariția sondajului în somar cu 35% intenție de vot pentru Gabriela Firea, independent, vi se pare un indiciu că doamna Firea vrea să se retragă? Nu, dar nu are legătură cu ce vrea doamna Firea. Sondajul, dacă toată această idee că tot ce se întâmplă este pentru acest lucru, ca doamna Firea să nu mai candideze, sondajul ăla, din punctul meu de vedere, nu-i face bine. Dacă ăsta e, eu, nu știu, e o legătură directă între doamna Firea și acest scandal, nu am văzut, repet, mai degrabă pot vedea legături între, de exemplu, domnul Pandele și domnii de acolo, pentru că era în localitatea domniei sale, da? Și eu consider că un primar ar trebui să știe ce se întâmplă. Dar presupusul făptuitor lucra la cabinetul senatorial al doamnei Firea după ce lucrase la primăria Capitalei, da? Adică, dacă vrei neapărat... Dacă vrea... Și spune la reclamă, dacă vrei, cu adevărat poți. Dacă un procuror vrea, da, poate. Și a descoperit o nouă vocație. Am văzut procurori mai care au chemat oameni mai puțin de atât, da? Și i-a întrebat dacă știu diverse lucruri. Nu știu, depinde și de domnul Godei ce spune acolo, dacă a dat o declarație care să facă legătura directă între domnia sa și familia Firea Pandele. Să știi că la cum observ că lucrează parchetele azi după tot scandalul ăla cu perioada binomului, dacă nu apar elemente clare, nu se va merge atunci. Nu se mai fac dosare, sau cel puțin așa vreau să cred, ți se pare că nu se mai fac dosare dacă nu există bază cât de... Ți se pare că ridicarea aia al Godei cu călușarii și pompierii care s-au dus să evacueze azilul ăla arată altceva? Dar Godei cred că merită. Merită. S-au anunțat niște instanțe că sunt elemente de arestare. Am decis noi că e un nenorocit. Hai mă, Răzvan. Au decis niște instanțe că e o arestare. Bă, tu ai mai văzut vreodată vreun obiectiv călcat de procurori și curățat cu pompieri? Băi, eu n-am mai văzut, recunosc și mă uit de mult la televizor, la de-astea, la momentele cu încătuși. Bă, las-o, dracu, bă, s-a dus ISO acolo, au chemat pompierii, mai lipsea raid pe Tulumbă. Azi a intrat DNA-ul, mai tare decât DNA-ul, ce poate fi? Vom vedea ce face DNA-ul de azi înainte. Da, cred că mai dură e pedeapsa pentru cealaltă de la DICOT. Da, nu știu, chiar apropo, ce pedepse sunt la trafic de ființe umane? Eu la... acolo, deci dacă ar fi să ajungă să fie condamnat Godei și cei de acolo, doamna de țopăia într-un picior pe la curtea de apel, domnii care ieșise de la tribunalul București, păi haideți să le luăm așa puțin. Prima dată când a explodat scandalul ăsta, eu mă uitam la comunicatul de presă, nu zic, cred că n-am văzut bine. Din câte țin eu minte, prin codul penal era o infracțiune care se numea trafic de persoane. Deci când iei o persoană, o muți din stânga în dreapta, o mai și exploatezi, e vulnerabilă, cel puțin una dintre ele, știm noi că e, mă rog, soția e clienta mea, avea schizofrenie grad 2. Ăla-i trafic de persoane. Traficul de persoane combinat cu DICOT, bineînțeles, grup infracțional organizat. Plus că acum avem și zona asta DNA-ului, care e foarte interesantă. Tortura, vreau să... Cum e aia definită? Nu știu, habar n-am. Asta voiam să... Așa la modul propriu zici, da, băi, a torturat pe oamenii ăia. E încadrabil penal la tortură? Nu e încadrabil penal din punctul de vedere
era lui Godei, pentru că el nu era funcționar public, trebuia să fii funcționar public ca să poți să-i torturezi. Și dacă eu vă iau pe asta și vă încui în birou și vă prindeți în ușă, trebuie să fiu funcționar public ca să vă torturez. Nu, trebuie să scoți, nu, trebuie să ai calitatea asta, este subiect calificat. Dar dacă... Deci eu particular pot să vă torturez în liniște. Nu te lua după domnul avocat să faci așa ceva. Să răspunzi. Acolo vorbim despre altceva, despre vătămare corporală intenționată, nu din culpă. Vorbim despre altceva, torturarea are o calificare a subiectului activ. Mă rog, nu facem lecții de drept la televizor. Dar altceva de spus aici. Două anchete interesante. DNA, DICOT. Vedem niște persoane care țopăie pe la curtea de apel. Eu zic că în curând nu prea o să mai țopăie, pentru că unii dintre ei s-ar putea, chiar dacă îi vedem pe afară, s-ar putea să fie înăuntru cât de curând. Faptul că avem o complicitate... Păi doamna e gravidă. Sper să nu mai văd încă o dată o gravidă încătușată. Nu, că de nu doamna mai... respectivă, că mai sunt și alții. Stați un pic, că de pe a început tăvălugul ăsta. Niște, să spunem așa, per chestii informatice care pot releva niște lucruri importante. Funcționari publici la modul de GASPC, AGPIS, ANPIS, în fine. Apropo, domnul Marcel Ciolacu spunea că ar trebui AGPIS-urile să fie desființate și vă mai spun încă ceva. N-ai cum, nu, într-adevăr. Acolo sunt niște oameni, trebuie să vezi funcționarul public, nu poți să-l dai afară așa oricum, adică trebuie să faci niște comasări, de comasat în sensul ăsta. Dar prezența persoanei principale acuzate în acest dosar, adică Godei Ștefan, la DNA astăzi și punea lui sub acuzare pentru o infracțiune conexă corupției, îmi arată mie și cred că și dumneavoastră că pașii de-abia au început către a demasca, de fapt, încrengătura de natură politică. Corupție, infracțiune. Păi așa se numește juridic, infracțiune de corupție și conexă corupției. Și asta e conexă corupției. Nu, adică din tot ce e acolo, dacă nu pentru complicitate la abuz în serviciu, mi se pare că n-avem mai mult de atât. Nu, încă ceva și închid. Mie mi se pare interesant cum Godea a venit astăzi și a spus că ar vrea să aibă sechestrul asigurator ridicat de pe bunuri, în fine, case mai are el pe acolo. În economia unei apărări, eu dacă aș fi fost avocatului, ceea ce cu siguranță nu o să fiu, i-aș fi spus, ne pierdem timpul pe la instanță și riscăm să-i și necăjim așa puțin pe oamenii aia pe care avem acolo, să-i enervăm cu nervii. Pentru că nu poți să vii în mod rezonabil când ești arestat de 30 de zile, primești o prelungire de mandat și vrei să ți se ridice sechestrul asigurator. Nu, dar întrebarea mea e de ce au pus sechestrul asigurator. Cum? E foarte important. Nu e vorba de furat bani acolo. Păi ai niște prejudicii pe care trebuie să le plătești. Păi sunt victimele infracțiunilor lui, el este acuzat de mai multe fapte, unde una singură. Și o să vină și DNA-ul cât de curând și o să-i pună sechestrul. Nu e vorba doar de viață, e vorba de prejudiciile de natură materială, morală și așa mai departe. Terenurile sigur, și ce, dragi? Sigur. Totuși, domnul avocat, care e pedeapsa maximă dacă va fi dovedit de către instanță că ar fi comis... Dacă ar ajunge să fie condamnat pentru tot ce ne-a comunicat, atenție, DICOT-ul, nu și DNA-ul. Acolo s-ar putea să fie niște infracțiuni concurente, sub 10 ani nu scapă. Și la aia de la DNA, la complicitate, la abuz în serviciu? Nu e trece către jumătate, îi mai pune în cărcă vreo 4 ani. Dacă sunt consecințe, da, depinde. Acolo vorbim. Nu ziceți, deci poate că e mai bine și la 12 ani. Dacă la abuz în serviciu. La abuz în serviciu, dacă sunt consecințe. E complice la abuz, n-a comisie la abuz. N-ai auzit așa zice procurorul. Ca complice poți să iei la fel ca și autorul, dar nu mai mult decât el. Complicitatea, ca să înțeleagă și tu cei de acasă, raportat la o faptă consumată prin prisma autorului, adică tu personal la care ai făcut-o, nu e nicio diferență. Deci nu sunt în codul penal reglementate separat. Dacă ai o faptă pentru autor de la 1 la 10 ani, 1-10 ani e și complicitate. Suntem la lecții de... Păi v-am zis că intrăm Nu, da. Deci presupunând că ieșim acuși și domnul Dânonește aici de față îl tâlhărește pe domnul Dovrițoi. Și eu îi țin tira și mă uit așa și nu zic nimic. Dar sunt complice, da? Da, exact. Păi și ce? Eu aceeași pedeapsă că haideți să vă spun o chestiune. Judecătorul gravitatea, că poți să-i dai lui pistolul, vezi, și îmi pușcă-l pe lan. Păi nu, dar uite, instigat, da, lui, să spune concret. Pur și simplu îi dai pistolul, dar ești complice la urmă să-i dai pistolul. De asemenea apucături, îl face pe domnul Dobrițoiu de ceas, de telefon și de portofel, da?
Eu mă uit, văd atac din gură. Lasă-mă, rămâne așa între noi. Păi nu e, nu? Nu, o secundă. Dar dreptul complice, deci... că uite, o face la mine în birou și eu îi deschid ușa și acolo vă execută, da? Și n-a spus nici la camere. Eu iau cât Ionaș? Absolut, puteți să vă și mai mult. Ia! Da, și este breaking news, nu mai vreau lecții de breaking news. S-a străcat și breaking news. Dacă mai e și altă faptă. Soția omului internat în azilul Groazei, care a fost deposedat de pensie și de un apartament de godei în timp ce era căutat de familie, iar ulterior a decedat și a fost îngropat în cimitirul din voluntari, își povestește drama în exclusivitate la România TV. Haideți să luăm legătura cu doamna. Salut, mâna, doamnă! Bună seara! Vă mulțumesc că sunteți din nou împreună cu noi, stimată doamnă. Știu că e destul de dificil să vorbiți. V-a căutat, da, adevăr, v-a căutat vreo autoritate a statului, doamnă, după ce l-au reținut, ulterior arestat pe domnul Godei, i-au prelungit mandatul de arestare, să vă întrebe dacă aveți ceva de spus în cazul ăsta, în legătură cu tragedia familiei dumneavoastră, soțul dumneavoastră a dispărut în condițiile în care a dispărut și înainte să dispară a fost și jefuit de bunurile pe care le avea. Da, nu m-a contactat nimeni, nicio autoritate, nu, nimeni nu m-a contactat. Domnul, dacă putem să rezumăm modestă noastră, deci soțul dumneavoastră, da, suferind la vremea respectivă de o boală psihică, dacă nu greșesc, da, a fost internat inițial într-un centru, dacă nu greșesc, din sectorul 1, din ce mi-ați povestit. Da, așa e, da. Ulterior a ajuns în afumați, dacă nu greșesc, și la final în voluntari? Nu, în voluntari, apoi l-au ascuns în afumați, unde a și decedat. Cum a ajuns soțul dumneavoastră din sectorul 1, dintr-un centru de îngrijire a bătrânilor, în voluntari? Da, păi asta nu știu, traseul, cei de la primărie a sectorului 6 de ACSPC l-au mutat. Eu am aflat de la un martor care sectorul a lucrat 6, acolo. Sectorul 1? Nu, sectorul 6. Sectorul 6, așa știam și eu de sectorul 6. Da, locuința, domiciliu aveam în sectorul 6 și aparțineam de primăria sectorului 6. Deci aparțineați de primăria sectorului 6, dar primul centru în care a fost internat a fost în sectorul 1? A fost în sectorul 1, că acolo și că i-au găsit un loc, pentru că la centru de neuropsihiatrie Uverturi nu mai aveau locuri. Și ăștia din Mureș, de la sectorul cât? Păi parcă tot la 6. De la 6 și mutați în Mureș. Că la Mureș ajunse sără tot unul. Pare că la sectorul 6 e foarte aglomerat, că vă îi trimite peste tot. În fine, deci dumneavoastră n-ați fost înștiințată în momentul în care soțul dumneavoastră a fost mutat din sectorul 1? Nu, absolut deloc. Nu m-a înștiințat cei de la primărie nimic. Măcar să mă întrebe dacă sunt de acord sau să-mi spună, să mă anunț. Nu, nimic. Doar am aflat de la persoana care a lucrat în acel centru și m-a informat că soțul meu acolo este dus și că i s-a luat pensia. Adică l-a dus la bancă și i-a luat pensia. Așa a început totul. Bun, și dumneavoastră ați aflat de soțul noastră că e la voluntari când încă era în voluntari în respectivul centru? Bănuiesc că da, mai era acolo, pentru că la scurt timp după aceea a dispărut, la vreo lună și ceva, două, a dispărut. Deci i s-a luat telefonul mobil și nu a mai putut ține legătura cu el și nu a știut nimic de el, unde și ce cu el. Și de decedat, a decedat când era în centrul din afumați? Da, așa am primit informațiile de la poliție, că soțul era în centrul de la fumați și acolo a decedat. Nu, înțeleg că la voluntari soțul dumneavoastră a fost internat în azilul doamnei Cristina aia, nu al domnului exact, Godei, da? Da. Doamna Cristina l-a dus la bancă pe soțul și a, deci doamna Cristina l-a dus la bancă și a luat pensia? Da. Și Godei în ce calitate l-a dus la notar și ulterior a făcut contractul de vânzare? Godei în calitate de cumpărător.
Arab. Dar eu nu știam că este deja patronul azilului. Am aflat acum, cu ajutorul dumneavoastră, presei, nu știam. Deci... Atunci știam doar că cumpărătorul este un așa numit Godei Ștefan Cristian. Atât. A, deci doamna Cristina, înțeleg că a făcut rost de client, ca să zic așa, pentru domnul Godei, care avea un apartament de cumpărat ieftin, nu? Da, probabil. Nu, ieftin degeaba. Păi de ce 10.000? Noi nu s-au dat niciodată banii aia, să fim serioși. Păi am credința, nu că certitudine. Ceea poate fi dovedită la asta și lucrăm acum la o acțiune care să stea în picioare, care să înfrângă termenele de prescripție și așa mai departe. Deci acțiunea respectivă vizează anularea contractului respectiv și atunci, indiferent așa din mână în mână, de la cei care au cumpărat ulterior, că mai sunt vreo 3.000, absolut, la un moment dat cineva, respectiv persoanele care au prejudiciat această familie, să scoată banul din buzunar. Și atenție, domnule Ciutacu, nu 10.000 de euro care nu s-au dat niciodată, 10.000 de euro sunt trecuți la modul că poți să-i dai așa manual și nu trebuie să faci dovada lor. În cadrul contractului, și doamna Negrea știe foarte bine că a văzut contractul și l-a și pus la dispoziție, apare acolo o mențiune cum că banii ăștia ar fi fost înmânați de către Godei, către domnul Negrea, care, haideți să spunem, Negrea... că avea schizofrenie de gradul 2 omul. Nu s-a prezentat, culmea, cine, DGASPC-ul la vânzare, n-au adeverință de la Asociația de Proprietari, au declarat în fals că nu există aibă, treaba nu asta. Nu trebuia să aibă și tutelă cineva asupra domnului Negrea? Păi ar fi trebuit să aibă, dar nu i-a pus nimeni niciun fel de tutelă, păi pentru că nu aveau o hotărâre în sensul ăsta. Soție, păi atunci. Da, dar noi avem un document și pe care doamna Negrea vi-l poate confirma, cum că au semnat, au întocmit un document pe care l-a semnat domnul Negrea în totală necunoștință de cauză, că vrea să nu mai ai niciodată, că nu mai vrea să ai niciodată legătura cu familia. Și atunci i-au luat telefonul, duceau pe la bancă și îi scoteau banii de pe card, ca în cele din urmă că ce legătură are Godei. Godei l-a îngropat pe domnul Negrea într-o groapă comună. O groapă comună? Păi aia făcea, ba da, e groapă comună. Omul cumva avea probabil niște loturi de groapă concesionate și îi băga pe toți acolo. Nu avea... Păi, există un mormânt al domnului Negrea, iertați-mă. Da. Da, da, există. Adică există un mormânt cu cruce, mă rog, cu tot ce mormânt. Trebuie. Da, mă, o există. Cruce. A. Noi spunem mormânt. Doamna Negrea, deci dumneavoastră sunteți în posesia documentului pe care l-ar fi semnat soțul dumneavoastră că își dorește să nu mai ai legătură niciodată cu dumneavoastră? Nu, nu, eu nu, deci nu l-am văzut, nu am auzit, nu l-am văzut. Uitați, domnul avocat spune că se află în posesia... Nu mai dorește să ia legătura cu familia și asemnată. În posesia mea, nu. Nu. M-a informat, adică mi-a spus de la primărie că ar fi semnat soțul meu, dar eu nu am văzut acel document. Nu. Ce este revoltător? Informația a fost de la dânsii că soțul ar fi semnat, dar eu nu l-am văzut. Ce este revoltător este că după ce a decedat, domne, ok, am înțeles, ei lua casa, ei lua pensia, l-ai bătut pe acolo, ce ai făcut? Până măcar să-i spui familia așa, domne, vezi că l-am aruncat într-o groapă acolo. Da, sau măcar dă-i un telefon și domne, vrei să-l iei acolo în Suceava? La cât timp după decesul soțului dumneavoastră ați aflat, doamnă? Da, sau poate luam aici la Suceava sau eventual îl îngropam lângă părinții lui, unde în cimitir, unde erau locuri. Și la cât timp după deces ați aflat, doamnă? Și drepturile de mormântare. Da, stați un pic. La cât timp după ce a decedat soțul dumneavoastră, ați aflat și dumneavoastră că a decedat? La un an de zile, adică anul trecut. Și la începutul anului 2022 am aflat în martie de soțul meu că a murit. Și sunteți și în posesia unui certificat de deces sau îi credeți pe cuvânt? Da, un duplicat, o copie, da. Deci există un duplicat al certificatului de deces, da? Da. Și scrie ceva acolo? Nu, că nu știu cum arată un certificat de deces. Sper să nu, scrie unde se afla, o adresă din afumați, data decesului și cam atât. Bănuiesc, domnule avocat, că nu s-a pune vreun, vreun raport de expertiză medico-legal. Nu. În informații pe care am primit de la poliție, specifică că diagnosticul a fost de stop cardiorespirator și accident vascular. Păi toți murim de așa ceva, că se oprește inima, indiferent din ce motiv, că e lipsă de oxigen, că ți-ai făcut un infarct, în fine. Nu prea e așa. Pentru că domnul Negrea avea o singură afecțiune cunoscută. Păi da, dar nu mor de schizofrenie, să ne înțelegem. Păi nu, da. Stați un pic, poți să faci infart, ca să zic așa, într-o sumedine de cauze colaterale. Nu asta scrie acolo în actele medicale. Stopul cardiorespirator
Sigur că după un an de zile este aproape imposibil să mai determin dacă sau lucrurile s-au închis și probabil că nu o să mai afle niciodată dacă a fost vreodată ceva acolo. Dar cum 6 luni de zile a stat DIICOT-ul și probabil că și DNA-ul de la jumătatea drumului pe căști și au scos interceptări și au lăsat pe oamenii să-i bată cu bâta, cu levierul, cu ce-or fi dat în ei, să-i lege, să-i sedeze, să-i, mă rog, să-i lase nespălați, să, în fine, tot ce au făcut acolo. Așa m-aș fi așteptat în momentul acesta când a apărut cazul Negrea, care o să fie și este cunoscut, cred că și internațional, odată cu nefericitele lucruri pe care le-am văzut că se întâmplă în azilele din România. Și pe mine m-a șocat foarte tare ce s-a întâmplat la Mureș, acolo, adică să ții niște oameni într-un subsol lângă o stivă de nisip, lângă un, mă rog, maldă de nisip și să spui tu ca patron că nu știai că sunt acolo. Mă rog, niște lucruri pe care nu le putem explica în mod logic. Okay. Treaba cu moartea domnului Negrea, probabil că nu s-o aflăm niciodată, dar ea ar fi trebuit să fie cercetată de atunci, pentru că omul ăsta nu avea niciun istoric școală, medical. Domnule, deci dispare un om pur și simplu, nu știe familia nimic de el, vreme de niște ani de zile și află după un an de zile că a murit și mai ales unde e mormântat. Mulțumesc mult, doamna. Dacă autoritățile își făceau treaba din 2019, când au început plângerile din partea mea, sesizările, probabil că soțul meu n-ar fi fost mort acum și nici apartamentul vândut. Da, n-avem decât să presupunem, doamnă, certitudine n-avem cum să avem. Vă mulțumesc mult, Victor, că știu de multe cazuri în civil, o să-ți se pare incredibil. Sunt foarte multe plângeri din partea familiilor acestor oameni care au probleme psihice, cărora li s-au vândut casele și nu li s-a dat nimic și spun că în practică nu se anulează niciun contract sau aproape niciun contract. E absolut. Nici când vii cu probe că omul era, avea demență senilă sau altă boală de genul ăsta. Și mă întorc la domnul și nimeni nu face nimic, nu se reacționează. Hai să avem încredere în autorități. Mulțumesc mult, doamna Negrea. O seară bună în măsura în care puteți să o aveți. Breaking news. Disperarea lui Florentin Pandele l-a făcut să renunțe la orice precauție și să-și bage locotenenții în ședință de urgență, în vacanță, pe plaja din Grecia. Edilul din voluntar pare speriat de ce ar putea aceștia să dezvăluie în fața procurorului. În vacanță, edilul din voluntar și-a chemat apropiații în Grecia. Tudor Păcuraru, colonel în rezervă SRI, susține că Pandele încearcă să-și acopere astfel urmele. Între zecile de angajați în primărie care se urcau un autobuz, erau și vreo 2-3 care trebuiau plimbați în Grecia ca să nu ajungă procurorii să-i pună întrebări. Ei, practic, prin această excursie în Grecia, se câștigă timp ca să se șteargă niște urme. Unul dintre angajații primăriei care a fost dus de Florentin Pandele în Grecia este Viorel Ilie, angajat STV, prieten cu Ștefan Godei. Acesta nu este la prima plimbare în vacanță pe banii primăriei. El a postat pe internet pe data de 30 august anul 2022 o fotografie din insula Evia, la care a adăugat descrierea "Cine știe, cunoaște", fapt care demonstrează că a mai le par să nu fie atât de cuminți în vacanța de vis pe insula grecească Evia. O demonstrează un vechi turist, care a fost vecin de balcon cu subordonații primarului voluntari în anul 2021, mai exact în perioada 5-12 august. El relatează că angajații au încins grătare și au ascultat manele. "Mi-am petrecut vacanța pe insula Evia. Acolo ne-am trezit cu un autocar întreg cu persoane pestrițe din voluntari, lăudându-se că sunt trimise de Pandele în vacanță. Erau vecini de balcon cu noi și am asistat la manele date la maxim până dimineața și grătare încinse pe balcon. Sunt mărturiile turiste."
Încazați în prezent, angajații lui Pandele nu sunt prea bune. Mulți turiști care au stat în acest hotel au plecat dezamăgiți de condiții, dar și de personal. Aspectul exterior al hotelului în sine este fantastic, în timp ce camerele în sine sunt murdare și dezordonate. Plajele sunt excelente, mai ales izvoarele termale, care fac să merite să revii. Micul dejun la hotel este același în fiecare zi și mâncarea devine plictisitoare după câteva zile. Trei femei sclave servesc întregul hotel. Nu sunt menajere, bucătari sau chelneri ospătari. Două prosoape de persoană timp de 10 zile, dezordonate după utilizatorii anteriori. Avem o cameră foarte mică și veche. Pereții s-au prăbușit, ușa băii nu se închide, gresia lipsă. Televizorul era foarte vechi și nu avea recepție, în ciuda antenei și cablului conectate. Sunt câteva dintre recenziile lăsate de turiști. Domnul ministru, bun, vă cer dumneavoastră să judecați ce e în capul domnului Pandele, dar vi se pare necesar sau justificat sau potrivit ca în perioada asta cu Iureșul și cu tot un Pandele să mai tragă o excursie cu voluntarieni în Grecia? Adică da, asta era tot ce lipsea administrației de un voluntar? E adevărat, dar nu pot să comentez ce acțiunile pe care le face primarul din voluntari. Dacă păi probabil această... Acțiunea se cheamă Litoralul pentru Toți, țin să vă anunțăm un politicos. Ultima oră când știam Litoralul pentru Toți era un program guvernamental pentru România. Aflați că voluntariul sprijină litoralul grecesc, ceea ce, mă rog, poate să fie o opțiune, dar nu pe banii statului, mă gândesc. Păi, asta spun. Probabil că este o acțiune privată, sunt... Nu știu, o acțiune privată organizată de primăria de voluntari. A făcut asta vă întreb. Păi dacă vreți, vă arăt caietul de sarcini, al licitației, al selecției de oferte. Atunci înseamnă că cei care, Curtea de Conturi, poate să verifice cum s-au cheltuit acei bani. Adică locuitorii de voluntari, plătitori de taxe și impozite, plus cei de la bugetul de stat, din ce să mai redistribuie, finanțează turismul în Grecia? Vă întreb. Cu siguranță nu. Eu n-am auzit de așa. Nu, cu siguranță n-ar trebui să. S-a întâmplat. Da, s-a întâmplat. Acum. Și atunci, care este autoritatea? Care e autoritatea statului care se ocupă de așa ceva? De spre exemplu, Curtea de Conturi. Exact, asta spun și eu. Curtea păi de Conturi. Da, mai sunt trei ture de excursii până când se duce Curtea de Conturi peste ei și probabil încă vreo 10 până când dă concluziile raportului, nu? Da. Da, au mai fost și în anii precedenți. Da, au fost și în anii precedenți. Bun, dacă au fost în anii precedenți, au mai fost și niște controle ale Curții de Conturi. Care probabil au descărcat. La închiderea păi da, anului bugetar. Domnul Dobrițoiu, vreți să văd eu în văzul lumii așa cum să-și menărește banul public? Păi dai buget societăților din subordine. Dacă și Pandele și-a făcut la voluntari, că câte, nu știu chiar câte a făcut firea la București în holdingul ăla de companii sau cum Dumnezeu se chema, dar și Pandele are tot așa. Compania de apă, compania de pază, compania de curent, compania de veselie, de fotbal și voie bună, da? Dai buget în fiecare an la companiile alea, care au și o mică componentă privată și companiile alea la oaltă pun banul la mijloc și sponsorizează excursia asta. Și e text Curtea de Conturi să duce la primărie și zice Pandele a alocat bugetul ăla, sănătate și drum bun. Greșesc? E plauzibil. Păi, dumneavoastră știți că la echipa de fotbal de voluntari, că mie chiar îmi place, mie spun între inițiativele bune ale lui Pandele. Cât costă sau nu, asta e altă discuție. Dar la echipa de fotbal de voluntari, după știința mea, la societatea care gestionează asta, stă acționare cam toate societățile din subordinea primăriei voluntari. Deci societățile le au partea lor de participare la o societate care ține o echipă de fotbal, fiecare dă un bănișor și așa mai departe. Nu e ca la Steaua la domnul Ionaș, unde dă Ministerul Apărării, la CSA, Bănuțul, ca să joace aia cu 300 de spectatori în tribune pe Ghencea. O îi prinde și ziua când o să fim și noi o țară civilizată și primăriile o să bage bani sau Consiliul Județene în sportul la nivel de copii și juniori și nu în echipe profesioniste de fotbal care nu aduc nimic, nu, mă bucur. Bine, adevărul că în țara în care Ministerul Apărării vrea să crească bugetul, să cumpere patriote, să le țină pe stadion, da, e... Păi și ce bani, da, normal, de-aia avem stadion, de-aia vrea buget mai mare, să dea mai mulți bani să plătească. Dacă vine mâine în atacă rușii, cred că domnul Bichir și cu domnul Talpan și cu domnul Opriță o să fie în prima linie neapărat. Sunt fel convins de treabă. Nu, domnul Dobrițoiu, așa e, nu? Ci ei neapără. Da, absolut, dar să vedeți cine neapără de ilegalitățile de Nil, fau breaking. S-au mai făcut și plăți în avans. Ai da, avem factură.
Corect. Prefecta de Ilfov, omul de casă al cuplului Firea Pandele, continuă să rămână în funcție. Din motive greu de explicat, deși uriașul scandal al zilelor groaze i-a rupt fix în voluntari, iar reprezentanta guvernului în județul Ilfov fusese informată înainte de ororile din așa zisele centre de îngrijire a bătrânilor, premierul Ciolacu ezită totuși să o înlocuiască din funcție. Lucru care nu s-a întâmplat, spre exemplu, cu omologa ei de la Mureș, zburată instantaneu după ce în județul ei a fost descoperit un așezământ similar celor din Ilfov. Simona Neculai, avocat de profesie, încă prefect de Ilfov și prim vicepreședinte al PSD Ilfov, a reprezentat în instanță familia Firea Pandele, între altele, în procese cu mai mulți jurnaliști. Avem și documentul care atestă asta, doamnelor și domnilor. Întâmplător, într-un proces cu reprezentanții trustului Ringie, care nu-s neapărat prietenii mei, inclusiv regretatul domnul Mihnea Vasiliu, Lupășteanu Cătălin, ăsta e pe la știri pe surse în zilele noastre, Ringie România SRL, Robert Tătăruș, nu mai auzisem de mult de Robert, uite, aflu pe unde era, și Firea Gabriela cu domiciliu ales la avocat Nicolae Simona, Pandele Florentin Costel, Tătrei Florine, cu domiciliu ales la avocatul Nicolae Simona. Și după aia, iară vine că îmi vine sângele în cap. Domnul, am înțeles, fiind cu meti, dragi să ia, nu știu ce trebuie să fie neapărat toți directori pe undeva, miniștri, secretari de stat și așa mai departe. Bă, dar cu coana asta, mă, ți-a fost avocat, ți-a lucrat la primăria capitale, ți-a lucrat pe unde dracu n-a lucrat, când, numai după voi, așa s-a dus. Într-un final a spus-o și prefect la Ilfov. Ați făcut-o și prim vicepreședinte la PSD Ilfov, unde președinte este city managera de la voluntari, care e tot fina cuplului Firea Pandele. Bă, tata, nu bate la ochi? Doi, dacă e în destinul oamenilor, ce Dumnezeu ne-o... Tu trebuie să ne mire. Asta a avut un destin fericit. Am și o întrebare. Că domnii aici au mult mai multă experiență decât mine. Că tot se vorbește de reduceri de alea. De ce avem noi și președinți de Consiliu Județene și prefecti? Ai și tu niște probleme existențiale. Vrei să-i verifice. E de aia care mulți fiind Pandele. Ați-am dat să vreau să nu vei. Senatorul reformei administrative. Dar tu ești cu reforma. Eu am și o idee. Cum e reforma asta? Să zboare șefii de birouri acum. Eu știu că nu-i bună. Nu-i bună? Dar te uiți, am mai dat... Să mai mărim. De ce spunea, știi? Că am mai dat... Degeaba să supără, știi? Că tot ei fac pe bossul umflați. Am mai dat la un moment dat file de viață din, și operă din Ministerul Familiei. Băi, tăticule. Deci dacă strige acolo nașule sau finule, să scoală trei sferturi în picioare. Bă, dar nu se poate chiar, sau de fapt se poate chiar așa, că pe mine asta mă scoate de mine. Habar n-am, Gabi mi-a fost colegă și îmi pare rău să aibă vreo legătură cu toată mizeria asta, o legătură directă, da? N-am niciun interes și am spus-o și public, după părerea mea, a fost un primar decent al capitalei, infinit mai decent decât mai muța marioneta asta, mă scuzați, de Nicușor Dan, da? Deci nu, despre asta este vorba. Nu, dar există o limită în toate, sau ar trebui să existe o limită în toate. Nu poți peste tot. Deci, domnule, când m-am uitat și am văzut organigrama aia de la Ministerul Familiei, dincolo de aia, iar la aia era simplu. Ca să-i găsești, că nu e că zici, băi, frate, că s-au făcut mari investiții. Nu, tăticu, cine e secretar general la nu știu ce? Ba, intri pe Facebook și te duci la fotos și îl găsești într-o poză cu nașii Firea și Pandele. Da, asta da? E... Vișa asta e imagine care... Nu știu dacă neapărat secretarul general, unul dintre ei, sau în fine. Deci nu e ca și cum ar trebui să faci niște investigații savante. Victor, din păcate, imaginea asta se suprapune peste mult. Dom'le, autorități, mă întorc la inclusiv anul... autorități centrale. Dom'le, mă întorc la anul 2000 sau cât dracu era, când a definit domnul Iliescu, să-l țină Dumnezeu sănătos, că e cel mai mare politician român după Revoluție, cel puțin, noțiunea de capitalism de cumetrie. Dumnezeu, ăsta e capitalismul de cumetrie.
Nu-s botezuri cu metri. N-aș fi și cu metri. Dar în toate funcțiile publice. În toată România. Nu cred că e vreun județ. Exact. Băi, stai un pic. Eu îți dau, eu știu ce vrei să spui și îți dau dreptate, dar eu, dacă cetățeanul alege... Eu nu spun că nu e vine așa. Ziua de vot, cetățeanul... Da, după părerea mea, faci tot ce, ce faci și păstrezi obiceiul pământului, ca să zic așa, dar cu anumite limite, Răzvan. Nu s-ar mă calul, adică nu devine condiție obligatorie să fii fin cu mătru, verișor de... Cu mătru, da, cum le zice la Oltenia la nuntă? Cu mâna de mână, cum le zice? Da? Ăia mai lipsesc de acolo. Sau ori fi, dar nu i-am identificat noi. Vezi? Cum la de mână? De mână. Pă, n-am mai auzit expresia asta. Dacă n-ai fost la nuntă la cort în Oltenia, ai trăit degeaba. Nevastă ta e din Prahova, ce să-ți fac? Mai pe clasă. Acolo e altfel, e mai pe clasă. Așa, exact. E mai pe clasă. Când am fost la nuntă, mai ales în zona asta, încolo, înspre Cluj, ne-am ajuns și noi mai spre seara și ăștia încă închis nunta. Ce mai căutați aici? Când am avut nuntă de zi. La Cluj, da? Eu am fost naș la Cluj, apropo de asta. Nu, da, am ajuns și domne, ăștia erau beți toți acolo, nu mai se închideau nunta. La birt la 2 după amiază sau la 1 și la 10 ne-au prins aia lumină, dar am crezut că e razie de ceva cu de ea ăștia. Ce nu zice, s-a închis evenimentul, super. Da, păi așa, noi am ajuns seara, ăștia erau beți, domne, păi plecați acasă, de-abia am venit. Tata, invers aici e pământ. Deci asta nu știu, de, pe cuvântul meu, deci, povestea asta, că de asta încep să mă irit. Că am și eu limitele mele de rezistență internă și la un dat mai explodez. Dom'le, asta cu finirul, firea și pandele, parcă e aia cu nepoții lui Ion Diaconescu. Mai țineți minte? Când au țără niște la putere, toți erau nepoți cu, ne, cu Diaconescu și îi puneam funcție. Eu pot, 10 spun, de pot să vă spun un singur lucru, venind da. Așa din, și fiind da. În mediul privat. Noi în mediul privat, nu știu dacă toată scurt, lumea face lucruri, mai puțin de 10 secunde. Dom'le, eu nu mi-am adus niciun membru al familiei să lucreze la mine în societate. Păi, eu nu mi-am adus nu pentru că... Nu asta perfect. Păi nu, tocmai nu, dar... Păi numai Iisus a fost perfect. Absolut. Te-ai trimis la filme concurent? Nu, nu. Vedeți? Cine știe cunoaște, vedeți? Hai, să încheiem într-un registru mai vesel și... apropo că domnul Pandele continuă să-mi scrie, Florin, am și o rugăminte. Că tot învoci pe soția ta pe care ar trebui să o respect, că am fost colegi atâția ani de zi. Din respect pentru tine nu difuzez mesajele pe care mi le-ai dat în seara asta. Și nici ale fanilor tăi care îmi scriu și ei. Breaking news. O nouă provocare face valuri pe TikTok, domnilor și domnilor, mi-am găsit și eu Dan Blaua. Hai să vedem cum fac influencerii bani. Eu vreau, domnilor și domnilor, să mă înscriu la facultatea de influencer. Mi se pare cel mai bun loc. E meseria perfectă a oamenilor fără meserie. Hai să vedem. Yes, 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 yes. Fire, pop, amazing, meow, ur. No, 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 no. Nikki, money gun. Well, I got your name, let it get for you. Gang gang, no, 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 no. Yeah, strong woman, oh, thank you, Lexi, I love you. Mmm, ice cream so good, yes, 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 hey. Hi. Ooh, okay, 140 reasons. Mmm, watermelon, I'm black. Watermelon, I'm black. Ooh, ooh, mmm, roses. Mmm, thank you so much for the roses. Mmm, whoa, galaxy. Gang gang. Ice cream so tasty. Mmm, ice cream so tasty. Gang gang. Oh my god. Gang, gang. Who blew up the bathroom? It's so terrible. Oh, ice cream so here. Tasty. Ice cream so tasty. Gang gang. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Hey, bro, it smells so good. Hey, bro, it smells so good. Chili pepper. Hot. Chili pepper. Hot. Step the ball, we love balls. Boing, 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 boing. Lightning. Ah! Lightning. Ah! Lightning. Ah! Step for the chicken, we love chicken. Step for the lizard, we love lizard. Step for the raw, smells so good. Step for the raw, smells so good. Step for the raw, smells so good. Step for the heart. Și am dat drumul. Stați, spuneți, domnule, stați că domnul Cuculiți, că e influență. Cât bani ați făcut domnul Cuculiți? Stați așa puțin că eu... Ziceți, domnule, să vă audă numai, domnule, 4 lei? Stați, bebeați doar acum. Domnul Cuculiți, dădeați 4 de drept și a câștigat 4 lei. Dar ce ați făcut? Ați zis înghețat, domnule. Nu, domnule, eu am canalul de TikTok, acum uitați că spun la toată lumea, eu am vreo 300 și ceva de mii de urmăritori și la un moment dat am făcut un live din ăsta să le explic
public, era un subiect tot așa pe zona juridică. Mi se pare că trebuie să fii într-o conferință sau într-un și mi-a dat, nu știu ce, trandafir din ăștia și cum a... Dar v-ați călâmbăia ca ăștia? Eu le povesteam chestiuni serioase, adică eu așa pretind. Păi da, v-ați 4 lei. Eu am făcut 4 lei. Deci mie mi-au dat 4, nu știu cum pot să-i dau înapoi. Păi este acolo, nu i-am luat. Nu i-am luat și nici nu vreau să iau, vreau să-i dau înapoi. Auziți o singură concluzie. Copiii trebuie să învețe carte să dea cu floricele pentru scălăvăierile. Ați auzit că, face... Ziceți-i, domnule, prima doamnă din seria de filme face 5.000 de dolari pe ieșire. Pe... Deci nu pe lună, și... nu? Nu, pe ieșire, nu pe lună. Și dumneavoastră... Păi dacă iese în fiecare zi, vă dați seama. Victor, deci carte, face mult. Nu, dar nu, că uite, asta e varianta optimistă. Aseară am dat un material despre cea mai celebră influenceriță rău vegan care a murit de foame. Deci sunt două fațete ale problemei. Poți să intru și eu cel mai prost influencer care a fost 4 lei. Domnul, mulțumesc, sunt onorat că am fost alături de dumneavoastră și de invitații mei și deosebit de surprins de succesul financiar al domnului Cuculis. 4 lei pe TikTok nu e pentru oricine. Vă mulțumesc mult că ați fost împreună cu noi. Vă las cu Marius Miță. Te salut, Marius. Bună seara, imediat vă aștept la ediția specială a știrilor cu detalii despre cazul cutremurător al copilului călcat cu mașina chiar de ruda lui. Curg acuzații grave, șoferul a vrut să-i dea o lecție copilului. Bombardamentul masiv al rușilor la granița cu România, răzbunarea rușilor pentru spargerea blocadei de pe mare. Propaganda rusă susține că au fost loviți și mercenari, probabil români. Marea sfidare la adresa pensionarilor de rând din România, cum au fost salvate pensiile speciale chiar de cei care le primesc, iar managera din Spitalul Groazei a fost suspendată din funcție. Îl vedeți și pe primarul Bătăuș în acțiune. Cum au fost sfidați la audieri procurorii DNA astăzi de torci Godei și vreme extremă, copaci căzuți peste mașini și furtună. Vedeți imaginile imediat când vă aștept și cu restul știrilor.